Bună seara și ne-am regăsit, este un nou edițiar Cultura, ca de obicei, la această oră de seară, o seară de sâmbătă, sunt Dan Pârvu, de această dată am deosebită onoare de a-l avea alături pe domnul Mihai Constantinescu, director-executiv al Festivalului Internațional George Enescu. Domnule Constantinescu, bine v-am regăsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru bunăvoința arătată acestui dialog, ca de fiecare dată de altfel. Vom vorbi așadar despre lucrurile care s-au spus la conferința de presă, pe care a găzduit-o festivalul nostru cu ocazia lansării. Deci a festivalului, ediția 25-a, o ediție care este mai, mai altfel decât de obicei, în afara faptului, să zicem, a contextului general cu pandemia și așa mai departe, dar este o ediție multiplu aniversar, 140 de ani de la nașterea lui Enescu, 30 de ani de la prima ediție post-revoluție, 50 de ani de la moartea lui Stravinsky, a 25-a ediție a festivalului. Deci iată un cumul de senzație pentru ediția din 2021, pe care sperăm să o avem în termen cât mai normal. Deci o să vă dau cuvântul exact legat de această normalitate, cum se va prezenta ea începând cu 28 august, cel puțin conform calendarului oficial. Trebuie să mai menționez încă două date în, tot acest, în toate aceste date pe care le-ați menționat dumneavoastră. Este vorba de 30 de ani de la Mineriadă, pentru că noi am avut Mineriadă în timpul festivalului în septembrie în 1991. Și 20 de ani de la căderea turnurilor Gemeni, pe 11 septembrie. Deci am trecut prin toate furcile astea, trebuia, mai trebuia o pandemie ca să mai trecem și pe aia să vedem cum ne descurcăm. Din păcate, asta e. Noi vrem. Ăsta a fost și motivul pentru care am făcut conferința de presă. Vrem să dăm un semnal că trebuie să ne mișcăm, trebuie să revenim la viață, trebuie să revenim la cultură, pentru că fără cultură și fără muzică nu putem trăi, nici noi ca și organizatori, nici artiștii ca și uh, oameni care sunt pe scenă și care își dedică întreaga viață acestei activități, și nici ca public, pentru că și publicul în momentul în care. Pierde această obișnuință de a veni la concerte, de a asculta muzică. Chiar dacă o asculți la, la un device ceva, nu este același lucru ca și cum l-ai asculta în sală și cum, cum, cum intri în conexiune cu, cu artiștii de pe scenă. Deci, ăsta a fost motivul. Al doilea motiv a fost acela de a arăta celor interesați în festival că avem alături de noi și instituțiile statului. E vorba de Ministerul Culturii, e vorba de președinție, e vorba de acel, acel comitet de vaccinare, pentru că ați văzut că la conferință a fost prezent și domnul colonel Gheorghiță. Radioul, televiziunea, pe lângă celelalte și acest lucru ne încurajează să mergem mai departe. Evident, Păstrând ceea ce trebuie să păstrăm în această perioadă, și anume securitatea sanitară a tuturor. Acesta este motivul pentru care avem mai multe scenarii. Ca și la concursul din 2020, unde am avut mai multe scenarii de desfășurare, și aici am pregătit mai multe scenarii de desfășurare. În primul rând, al publicului care va fi în sală. Dacă va fi cu un public de 30% de ocupare, 50% de ocupare, vedem, facem tot posibilul ca să ne încadrăm în ceea ce se va hotărâ la nivelele superioare. Avem în intenție și am discutat cu orchestrele și cu artiștii ca toți cei care vin în România să aibă asigurat vaccinul, să aibă vaccin sau să aibă acel test anticorpi la noi merge mai greu decât la celelalte festivaluri care durează 2-3 zile acel test COVID pentru că acela trebuie să-l faci cu 72 de ore înainte durează doar câteva zile la noi sunt oameni care vin și stau mai mult de 2 de, de zile deci încercăm diverse formule programul așa cum îl vedeți acum pe site este programul ideal acest program normal Trebuia, în vremuri normale, trebuia să fie prezentat anul trecut, în luna martie. Avea în plus și concertele de noapte, avea și alte activități și era da. organizat în așa fel încât să fie într-adevăr un, un program pentru a, a, a două și era un program pe care noi vroiam să-l facem public și să începem încet, încet vânzarea de bilete, de abonamente, pentru că știam că va fi un, un aflux foarte mare de public care să, să vină să, să participe la aceste concert. Din păcate, n-am reușit să facem acest lucru, din motivele pe care toată lumea le știe. Încercăm acum, chiar dacă poate ziua, poate perioada nu este cea mai nimerită și toată lumea întreabă că. Uh, măi, noi intrăm în uh, lockdown și voi, uh, vă e gândul la festival. Până în luna septembrie, sunt sigur că se vor schimba lucrurile. Uh, poate am un optimism uh, prea debordant, dar sunt sigur că uh, prin aceste vaccinări, prin uh, măsurile care se iau în această perioadă, totuși virusul, puterea virusului va scădea și atunci vom putea și noi să ne desfășurăm așa de fapt cum am dorit și poate nu o să avem sinfoniile de Mahler pe scenă, poate nu o să avem Shostakovich 10 pe scenă, dar sunt sigur că aceleași orchestre vor veni, aceiași soliști vor veni. V-am spus, suntem acum în discuție cu ei. Și căutăm toate soluțiile pentru ca ei să, fină, să vină în siguranță, noi să-i primim în siguranță și toată lumea să se bucure de concertele festivalului. Da, într-adevăr, optimismul dumneavoastră ne dă speranță tuturor și așa după cum spuneați, este foarte adevărat că avem nevoie de această doză de normalitate pe care și muzica o oferă și dacă stai să te gândești la ce impact are fenomenul sonor, în general, consumul de muzică în lume, îți dai seama că nu vorbim despre un capriciu sau, eu știu, o formă de manifestare marginală, ci cred că putem spune de o nevoie profundă umană legată de, a, de această, nu știu, conjunctură cu totul specială a sunetului și a armoniei și, în general, a plăcerii de, de a, a fi în, în muzică, în, în ritm. Și a fi acolo unde, unde trebuie, unde te poți simți cumva, cumva liber. Aș vrea să vă întreb, totuși, legat de aceste aspecte pe care le-ați prezentat aici. Bănuiesc că sunteți în conexiune și cu alte festivaluri din lume și agenda. Festivalul UNESCO, așa după cum o prezentați, repet, cu optimism, ține cont și de posibilitățile reale din teren. Sunt și alte festivaluri care bănuiesc că se. Sunt și alte festivaluri. Tocmai ieri am avut o discuție cu doamna Oana Marinescu, cu directorul nostru de imagine, și chiar mă întreba zice, ce știi de celelalte festivaluri care, să zic așa, sunt concurentele noastre. E vorba de Lucerna și de BBC Proms. Sunt și ele în curs de prezentare a programului. Chiar Lucerna le are prezentat pe site-ul lor. BBC-ul se chinuiește acum să prezinte și el aceste concerte, pentru că, de exemplu, englezii au spus foarte clar că ei își încep activitatea în luna iulie și până atunci toți membrii orchestrelor vor fi vaccinați. Deci, din acest punct de vedere, ei vor fi, să zic, primii dintre artiști care sunt gata să ia taurul de coarne și să vină în turnee. Deja au început să, să organizeze ceva. Am înțeles că în iulie este primul turneu al unei orchestre britanice. Sunt și alte festivaluri care se desfășoară, care se vor desfășura, care se pregătesc. Evident, toate în diverse scenarii, pentru că nu știm ce va fi și cum va fi. Însă nu putem să luăm pe acel nu în brațe. Nu facem nimic cum am auzit pe cineva. Dom'le, nu faceți nimic pentru că nu se știe ce va fi. Bun, dar știm ce va fi peste 5 luni, sau peste 10, sau peste un an, sau peste 2 ani, nu știm nimic. Dar trebuie să fim pregătiți, pentru că un festival de asemenea factură nu se pregătește cu o săptămână înainte, când gata, a dispărut virusul, hai, chemați-i pe ăștia, că sunt liberi. Ori acest lucru trebuie pregătit și trebuie înțeles de toată lumea. Și cei care, într-adevăr, sunt în, în branșă, știu foarte bine. Îmi pare bine că în, din România nu sunt singurul care mă mișc, pentru că poate dacă mă mișcam singur, atunci ar fi zis lumea că am înnebunit. Uh, sunt uh, festivalurile de muzică uh, pop, disco și ce mai sunt, da? care. Uh... Se pregătesc și ele, sunt în discuții cu oficialitățile. Este festivalul de la Sibiu. Am discutat cu domnul Chiriac tocmai zilele trecute să vedem cum le coordonăm ambele evenimente. Este Tifu. Deci, haideți să ne deschidem. Nu putem să stăm închiși, nefăcând nimic. Poate dintr-un punct de vedere pentru unii dintre cei care trăim pe lumea asta. E bine să nu facem nimic. Primim salariu, stăm acasă, vedem dacă mai e de muncit ceva, zicem că ne pregătim și vedem după aia dacă ne-o chema. Dar întrebarea pe care și-o pun foarte mulți, când om reveni la servici, când om reveni la, în fața pupitrului sau în fața elevilor, vom avea aceeași dexteritate? Pentru că sunt mulți oameni care nu au mai pus mâna pe instrument. Îmi pare rău că spun acest lucru. Și sunt, acest lucru, la un moment dat, se va vedea. E adevărat că, în ultima perioadă, sunt orchestrele care au început să se miște. Deci, sunt filarmonicele. Filarmonica din București, văd că a avut două concerte, foarte, două, două serii de concerte, dintre care unul cu Măcelaru, Filarmonica din Sibiu, Filarmonica din Iași, Timișoara, Bacău, Cluju, sunt și celelalte mai mici care încearcă să facă ceva. La operă poate e puțin mai greu pentru că acolo e vorba de montare, vorba de multe persoane și așa mai departe. Dar nu putem sta cu mâinile în. Și uh, poate pentru public, uh, publicul s-a obișnuit să se uite la conserve, adică se uite pe site, vede uh, tot felul de înregistrări sau transmisii de la Opera din Viena, de la Metropolitan, de la Opera din Paris, uh, de la Filarmonica din uh, Berlin și zice, doamne, e, nu o să intru eu în sală, dar uite că, că aici văd calitate. Uh, și sunt foarte mulți și asta este teama noastră și teama lui Iurovski, pe care așa a exprimat-o în conferința de presă, uh, i-a rugat, a rugat publicul să vină la concerte, să nu-i fie frică să se asigure să vină la concerte, pentru că avem nevoie noi, ei spunea în numele, vorbea în numele artiștilor, avem nevoie de public. Cum și publicul s-ar putea să aibă nevoie de noi, dar artiștii au nevoie în acest moment de public. Și publicul trebuie să fie curajos și să vină la aceste concerte. Că vine în sală, că își cumpără pentru concertele pe care le vom avea noi festival pe per per pe view. Oricum, trebuie să participe pentru că, până la urmă, cum zicea și domnul ministru, facem acest festival pentru public și pentru artiști. Nu-l facem doar așa ca să cheltuim niște bani. Ca asta ar fi cel mai simplu. Da, înțeleg. Deci, convingerea dumneavoastră este una fermă și clară că trebuie mers înainte cu tot ce se poate în contextul actual și. Trebuie să fim. Convingerea mea ca și convingerea mea, dar trebuie să-i conving la rândul meu pe ceilalți. Asta e problema. Aici e marea problemă. Dacă voi reuși sau nu. Și de-aia mă tras și instituțiile, de-aia suntem și mai mulți care dorim să facem acest lucru și artiști și așa mai departe. Înainte era vorba cu puterea exemplului personal, dar să sperăm. Lăsați! Lăsați, lăsați. Da. Acum poate mai mult ca niciodată în puterea exemplului personal. Da, lăsați. Da. da. Am înțeles, deci încă situația este cumva amestecată și în prin alte părți, și la case sigur, de prestigiu și de tradiție. este normal și este firesc să să fie cumva acest picior pe frână pentru că toată lumea trăiește de la zi la zi în ceea ce privește da o hotărâre și o decizie fermă luată de Am discutat chiar astăzi cu cineva din Germania și era foarte uh, întristat uh, foarte, foarte supărat era pentru faptul că deși marile instituții din Berlin și din Germania au făcut acea petiție către guvernul german de a fi lăsați să să-și desfășoare activitatea. Această petiție și această dorință a lor a fost tratată cu indiferență și erau foarte supărați. Deci, to toate marile instituții, în frunte cu Filarmonica din Berlin, cu Daniel Barenboim, cu Iurovski, cu Radio Berlin, au fost dezamăgite de modul în care autoritățile germane au răspuns solicitărilor. E adevărat că situația nu este roză peste tot, normal poate la noi sunt eu foarte, cum să spun, mulțumit de modul în care merge vaccinarea la noi față de alte țări. Avem deja o, o renunțare din partea francezilor, pentru că noi, așa cum v-am spus, le-am solicitat să vină cu teste sau cu vaccin și francezii au spus, nu, doamne, noi nu mergem. Discutând acum vreo două zile cu, cu Cristi Macelaru, trebuiau să aibă un concert cu Daniel Gatti, cei de la Orchestra Națională a Franței, în Monte Carlo. Monte Carlo plătea o groază de bani ca să-i aibă pe ei acolo și pentru că șase sau șapte persoane din orchestră, n-au vrut să-și facă vaccinul, asta a fost condiția lor. Deci, ei, la Monte Carlo își făceau cu sală plină, deci nu era nicio restricție, nu nimic, dar au spus uh, orchestra să fie vaccinată. Șase sau șapte persoane nu au uh, acceptat să fie vaccinate și nici să-și facă testul și pe, din acest motiv a căzut, uh, a căzut acel concert la Monte Carlo. Și acum, bineînțeles că va fi un scandal, pentru că. <laughs> Gati, de exemplu, a spus, domne, eu am, sunt liber, am venit, dați-mi banii. Nu e vina mea că orchestra n-a venit. Orchestra a spus că nu vine, dar de plătit trebuie să plătească cineva. Iar Monte Carlo a zis, îmi pare rău, era o acțiune despre care voi știați și trebuia să le spuneți de la început că nu puteți sau nu aveți oamenii care vor veni. Și am primit acest răspuns negativ din partea operei din Marsilia, dar nu e nicio problemă. Am găsit pe altcineva între timp și vom face, vom face concertele cu ei. Deci nu, nu e absolut nicio problemă ca acum, dacă cineva nu se supune acestor restricții, în interesul tuturor, găsim pe altcineva. Cum zic eu tuturor românilor, când încep să vină cu tot felul de cereri din astea, e la ușă foarte mulți. Râcăie să intre foarte mulți. Deci nu-i nicio problemă că la un moment dat cineva va spune, domnule, nu vreau. Ok? Nu-i nicio problemă, găsim pe altcineva. Da, sunt convins că întotdeauna din spate este cineva dispus Sigur. și dornic să, să ia locul din față. Voiam să vă întreb vis a -vis de această ediție. Printre altele se spunea la conferința de presă că este ediția cu cele mai multe Lucrări de ale lui Ianescu, un record. 42 de lucrări, deci a, a toate sinfoniile, suitele. Singura lucrare care nu se cânte cu opus, care nu se cântă este Dix Din păcate n-am găsit o orchestră care să-l facă și n-am găsit nicio formație, că nu e chiar așa de simplu de găsit. Mi-aduc aminte că uh, a făcut-o Sabine Mayer, a făcut-o, mi se pare, în 2007 și de atunci n-a mai apărut în program, pentru că totuși e o lucrare, chiar dacă este deosebit de frumoasă, e o lucrare care presupune un... Uh, o anumită pregătire și uh, un anumit profesionalism din partea suflătorilor. În rest, avem. Uh strigoi și lucrare nouă, avem suitele, avem sinfoniile. Ceea ce îmi pare foarte bine și am spus-o tuturor este că aceste lucrări, inclusiv muzica de cameră, este prezentate, sunt prezentate de, de artiști internaționali și formații internaționale. Deci nu mai mergem pe ideea aia, domne numai românii cântă, pentru că românii cântă cel mai bine enescu. A fost o părere la un moment dat și culmea a fost și după 89 această părere a cuiva care a zis, lasă bă, nu mai chemat atâția străini, că noi cântăm cel mai bine Enescu. Ori nu este... De acest lucru a suferit toată creația lui Enescu până în 89. Și de aceea n-a fost cunoscută pe marile scene, pentru că nu au existat partituri pentru că nu s-a dorit pro, pro, promovarea muzicii nesciene, cum s-a dorit Prokofiev, promovarea lui Prokofiev, lui Bartok, to toți compozitorii ruși, pentru că e o anumită cultură care s-a făcut pentru promovarea lor. La noi, noi mergeam, noi suntem cei mai buni, noi cântăm cel mai bine. Ori prin ceea ce a ajuns festivalul acum, tocmai asta am demonstrat și îmi pare bine că dacă vă aduceți aminte, în ultimele trei sau patru chiar ediții, am avut atât de multe variante de Sinfonia III-a de Enescu cu Petrenko, cu Iurovski, cu Luizi, cu Papano. Deci au fost niște variante, niște versiuni pe care acești mari dirijori cu orchestrele lor le-au prezentat în festival, care au descoperit și noi ne-au descoperit un alt Enescu. Nu era Enescu, cum să spun, supărat, obosit, fără, fără dorință, da ceea ce au prezentat ei și cea, fiind și dirijori destul de tineri toți, au, au tocmai au prezentat o altă față a al lui Enescu, un, un Enescu care să luptă, un Enescu care să, să lupta, un Enescu care uh, uh, vroia să-și să facă loc, și ăsta este foarte bine. O să avem într o nouă interpretare, Sinfonia 3. V-am spus că avem toate sinfoniile, și a patra, și a cincea. A patra -a, a fost solicitată de Gati cu Santa Cecilia. Sinfonia 5 -a o face Jurovski cu Radio Berlin. Vox Marisul îl face, cum îl cheamă, Gergiev cu Marinski. Deci, cum să spun, e, 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 o, e o plăcere să vezi că această muzică, și nu va fi, uh, intrând în repertoriul lor și în repertoriul pe care îl prezintă în festival, nu va fi doar aici, ci va fi inclusă în, 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 în repertoriul acestor orchestre și pentru alte evenimente. Bineînțeles, așa după cum spuneați, și legat de dictor, <coughs> Enescu scrie o muzică absolut superbă, dar care solicită și bănesc că fiecare dintre uh, membrii acestor orchestre mari, orchestre ale lumii, sunt conștiente de acest lucru. Odată ce ai asimilat partitura respectivă, este cumva păcat, dacă nu strigător, la cer să o abandonezi după o singură sau un număr redus de, de concerte care să o aducă în fața publicului. E o investiție mult prea mare și, până la urmă, este un aș putea spune o lume de descoperit în muzica lui Enescu și Ce, bineînțeles miz miza supremă este introducerea în circuitul și circuit. normalitatea de concert mondială a muzicii lui iar festivalul, cred că a fost piatra de temelie pentru acest lucru. În ediția trecută, că am fost întrebat la conferința de presă dacă vor fi concerte și în alte țări, alte orașe europene. În ediția trecută au fost, pentru că toți cei care au prezentat aceste lucrări mari în București le-au prezentat și la ei. Florența a prezentat, Maggio Fiorentino a prezentat Sinfonia III-a, Berlinul a prezentat Sinfonia III-a pentru prima dată. La Moscova s-a prezentat Sinfonia a doua pentru prima dată. Deci, cum să spun, au fost... S-a păstrat această idee sau a dat rod această idee de a prezenta lucrările lui Enescu și pe alte scene ale lumii. Nu vorbesc din punct de vedere al lucrărilor camerale, care deja sunt înregistrate, deja marea majoritate le cântă, avem și această stimulare pe care o reprezintă concursul Enescu, prin care tinerii care vin la concurs sunt stimulați prin concurs să învețe lucrările de Enescu. E adevărat, cum a zis noastră, că trebuie o anumită pregătire. Și dacă cel care se apucă să, să dirigeze Enescu sau să cânte Enescu nu prea știe ce este vorba, atunci, Enescu poate să devină plictisitor sau foarte greu. Eu am remarcat, de exemplu, aveam niște discuții cu mai mulți dirijori, și ce am remarcat în, în ultimii ani este faptul că cel mai bine au înțeles englezii să cânte Enescu. Hmm. Interesant. Pentru că ei cântă exact ceea ce este în partitură. Deci nu fac rabat de la și Enescu e recunoscut pentru faptul că aproape fiecare notă din partitură are câte un semn. Că este rubato, că este in... sau o nuanță sau că este un ritm sau ceva, aproape fiecare notă. Ori englezii asta fac. Ei cântă exact ceea ce li s-a spus în partitură. Lucru pe care din păcate sau bun, nu știu dacă trebuie să să ca aici, de exemplu francezii nu-l fac, italienii nu-l fac. Ei cântă ceea ce simt ei, nu ceea ce neapărat scrie în partitură, ori ceea ce simt ei, dacă nu li se explică, s-ar putea să fie accidente. Am avut o situație cu Sinfonia a doua, mi se pare, nu, cu Sinfonia întâi de Nescu, dirijată de cineva, nu spun cine, o orchestră italiană. Și a fost dezastru la concert. Și a doua a venit cu o orchestră italiană, a venit Larry Foster. Și am zis, zic, Lari, tu cu italienii vrei să faci Enescu? Sinfonia 3-a făcea. Zice, da. Zic, ok, îți urești succes, nu pot să spun. Nu pot să spun lui Larry, care este unul dintre marii specialiști ai lumii la Enescu. Și-a făcut Enescu Sinfonia 3 -a, dar a făcut-o în 11 repetiții cu ei. Wow. Adică le-a băgat în cap notă cu notă. Ceva gen celibidache. E cam așa ceva. A fost uh, Papano care a venit cu Santa Cecilia, care la fel a avut multe repetiții cu ei. Bun, dar noi e altceva. Santa Cecilia altceva. altceva. Nu era o orchestră de nivelul Santa Cecilia. Era o orchestră bună, dar nu de nivelul ăsta. Și mi-aduc aminte că prin în 2000, 2015, 2015 a, fost, a fost prezentată Sinfonia III la Londra de Iuroski. După, după ce a prezentat-o în București și a fost perioada când noi căutam un director în locul lui Hollander. Printre cei pe care i-am contactat a fost și Papano. Am vorbit cu Papano, cred că de vreo 4-5 ori, l-am rugat, l-am implorat, haideți să veniți să fiți director, președinte, tot ce vreți dumneavoastră, vă punem la dispoziție, numai să fiți președintele Festivalului Enescu. Și el a fost foarte drăguț la ultima, ultima discuție pe care am avut-o și zice, Mihai, te rog, crede-mă, ce sunt la Covent Garden, sunt la Santa Cecilia. Ce pot să mai iau cu mine? Dacă mai iau încă ceva, nu mai am, nu mai am timp nici să ajung acasă. L-am înțeles. Și m-am văzut cu el la concertul pe care l-a dirijat Iurovski la Londra. Văzând, mă zice ce faci, mă urmărești, nu mă lași, nu înțelegi că nu vreau să fiu. Gata, terminat. Zic nu, nu, eu nu vreau. Dar zic hai să facem un compromis. Zic, ce, ce compromis vrei de la mine? Zic, ok, eu nu te mai deranjez cu, uh, deloc cu directoratul festivalului, dar tu îmi dirigezi Sinfonia III-a de Enescu. Și eu se uită așa la mine, zice, pe păi cum să o dirigezi? Nici nu știu, eu n-am ascultat-o niciodată. Nu, nici nu. Zic, take it easy. După ce se termină concertul, ne întâlnim. După ce s-a terminat concertul, el a venit să mă caute, el a venit să mă caute și zice: Te rog frumos, vorbește cu directorul Santa Cecilia, stabilește repetițiile cu el pentru că vreau neapărat să fac această sinfonie la, la Roma. Extraordinar! Mi-ați venit în întâmpinare cu toate aceste amănunte, pentru că tocmai voiam să vă întreb: uh, Care au fost feedback-urile, uh, Observ că, uh, pe ansamblu, toată lumea. Oferă niște, cum să spun, niște trăiri pozitive legate de, mai ales din partea muzicienilor, legate de muzica lui Enescu. Dar vreau să mă întreb: aveți cumva povești legate și de co din public, reacțiile din sală și așa mai departe? din public foarte puțin. Eu nu eu de când fac festivalul nu am stat în, în sală să văd concertele. Deci nu am eu personal n-am nicio relație cu publicul. Eu sunt în spate, backstage și pot să vă spun care e reacția muzicienilor. Asta pot să vă spun la fiecare dintre ei. La public nu. Însă ce am ce pot să, ce, ce mă face să cred că lucrurile sunt foarte bine primite este faptul că toți muzicienii care au venit absolut toți muzicienii, au apreciat publicul românesc. Au zis că a, așa public cald uh, și până la urmă educat pe care îl avem noi, că mai sunt 2-3 din ăștia care vin cu două blonde și se așează până nu știu unde și de la... Asta e altă problemă, că sunt peste tot, acolo sunt chiar mai mulți. Dar modul în care au fost primiți artiștii pe scenele noastre, i-au uh, uh, minunat pe toți i-au impresionat extraordinar de mult și de aceea foarte mulți dintre ei vin special pentru publicul românesc. Zaharia s-a zis că publicul pe care îl are Bucureștiu și de-aia acum l-a preluat și filarmonica și tot ce el apreciază foarte mult, este cel mai bun public, mai bun decât publicul lui elvețian sau german sau pe unde a mai cântat el. Când a fost primit meta, când a venit atunci cu problemele lui de picior, era, în fine, abia mergea pe scenă, venea cu bastonul. L-a impresionat extraordinar de mult modul în care a fost primit pe scenă el și orchestra pe care a, a dirijat-o. Deci avem un public foarte bun și este foarte bine că pe lângă cei care, eu zic, great Generation, oamenii care sunt cu părul cărunt și care acum populează marile, marile săli din lume, nu reprezintă ponderea publicului în, în România. În România deja avem, probabil sunt vreo 30, 30 și un pic la sută public mai în vârstă, iar în rest, sunt, e categoria de public 40 de ani, 30-40 de ani, mai până 50 de ani și public tânăr, pentru că avem și public tânăr la aceste concerte, ceea ce ne bucură foarte mult și a fost una dintre ideile și unul din, să zic așa, idealurile festivalului de a atrage tineri la aceste concerte. Deci publicul jos pălăria și de-aia am zis, facem acest festival și toată lumea face acest festival pentru public în primul rând. Dar cum vă explicați acest succes, să spunem, această inversare a. Foame! Foame, foame. de eveniment, foame, de, eveniment, foame, de, foame, de, eveniment, foame de, de vedete. Din păcate, asta este situația. Știu că vorbesc în detrimentul festivalului, dar odată la doi ani, festivalul aduce într-adevăr mari nume pe scenă. Mari nume pe care nu le poți vedea în pauza asta de doi ani dintre festivaluri și acest lucru uh, aduce publicul la sală. Uh, mai este și partea de snobism. Uh, sunt uh, oamenii care lucrează la companii și care trebuie să fie văzuți uh, la concertele filarmonicii din Berlin sau Israelului sau naționalei franceze sau nu știu ce. Deci uh, există și această categorie, există categoria deja de bine, zic eu, pe bine? Bine, zic. Da. -ă și această formă de snobism este poate fi Luată cu plus până la urmă. Cu plus pentru că este bună, pentru că până la urmă oamenii intră în sala de concert, văd un concert bun, își schimbă părerea despre celelalte concerte pe care poate le-au ascultat și n-au fost la nivelul ăla, și atunci zic, au pastai puțin că se poate face și muzică mai bună. Uh, și uh, există și această uh, componentă educațională până la urmă. Pentru că uh, mi-aduc aminte când a fost David Garrett la noi, uh, au fost uh, uh, persoane care sunau la noi că vor neapărat uh, bilete să-l vadă pe David Garrett. Și noi am zis, ok, îl vedeți, dar nu fiți disperați, pentru că el cântă concertul de Tchaikovsky. Nu mă interesează ce cântă, pe mine mă interesează să-l văd pe David Garrett pe, pe scenă. Elvis, Elvis ceva din categoria... Elvis, exact, exact, da. L-a văzut, i-a plăcut concertul de Tchaikovsky și sigur va mai vedea încă o dată, mai, va mai dori să-l mai asculte concertul de Tchaikovsky sau indiferent ce va mai fi. Când a fost cu, cu Nigel Kennedy, la fel au fost. Deci, până la urmă, există în subsolul acestei întreprinderi, până la urmă, și partea educațională și partea de descoperire pe care festivalul o produce în momentul în care îi aduce pe toți pe scena. Bineînțeles, această dimensiune educațională este foarte, foarte importantă și chiar dacă la prima vedere nu este explicită, ea este undeva permanent prezentă și. Absolut. Face... Își, își face treaba și funcționează, bănuiesc, în condiții aproape incontrolabile. Nu știi niciodată unde pică celebra sămânță, unde prinde rod și așa exact. mai departe. Și ce va germina? Noi avem piața festivalului. 2001, când am făcut prima dată piața festivalului, era Cristi Mandela era director atunci. Sincer, amândoi am fost foarte sceptici. Și a zis, nu, piața festivalului, toată lumea când zice de piață, adică ce o să fie acolo, o să fie, poate, mici, fumum, ce, ce se va întâmpla. Piața festivalului a făcut extraordinar de mult bine festivalului până la urmă. Iar cel care a venit cu această idee, jos pălăria, era uh, Michi Șpagă, dacă vă, aduce, vă aduceți aminte, era secretarul general al guvernului atunci și el a venit cu această idee. Nu știu sub ce formă ar fi vrut el să o dezvolte. Dar până la urmă, această piață a festivalului a fost în avantajul festivalului. De ce? Pentru că aici pot să evolueze copiii, vin părinți care să-și asculte copiii, vin bunici, mătuși și așa mai departe. Noi am pus acolo și formații de muzică. Asta a fost condiția până la urmă pe care am pus-o noi. Nu prezentăm decât muzică clasică da? Uh, clasică, nu, nu neapărat trebuie să spunem uh, Beethoven și uh, Bach, da? C au fost și alte formații care au prezentat altceva, uh, uh, dar pentru a atrage publicul. Și dacă din lumea care trecea pe acolo și se simțea bine o oră cât uh, era un concert sau jumătate de oră pentru că asculta, asculta pe nepot, 1% ar fi zis, bă, hai să intru și în sală, să văd cum e în sală, că aici mi-a plăcut. Și e un mare câștig pentru, pentru festival, pentru că foarte mulți au văzut acolo, nu, nu spun de copii, că apareau apar și, și în programul nostru tipărit, uh, alături de Filarmonica din Berlin, apărea și Popescu Ionel, clasa a doua, care la profesoara Georgescu Ioana și că a cântat uh, și este în albumul festivalului și pentru el e o chestie extraordinară. Și ăsta e un lucru care ă, trebuie să-l păstrăm. Că nu-l facem patru săptămâni, că-l facem două, depinde câți bani ne dă primăria, de, depinde de, și de alte lucruri, ă, trebuie făcut și păstrat pentru că de acolo, aia să zic, e pepiniera pentru, pentru deci publicul din sală. Deci, spațiul va fi activ și la această ediție. Dacă ne dă primăria ok, eu sper. Sper ca primarul să fie de partea noastră. Am înțeles, am înțeles. Apropo de, de ce spuneați mai devreme și de această dimensiune educațională, mă gândeam la numeroasele premiere, la um, um, extraordinarele momente, aș pune unele concerte de-a dreptul istorice când publicul a avut posibilitatea de a intra în contact cu capodoperele um, um, muzicii clasice, Uh, și s-au creat și niște, să spunem, în sfârșit, upgradări. Am fost și noi <laughs> la zi cu ceea ce se întâmplase mai devreme, uneori poate cu decade, dacă nu și mai mult. Sau avem... deloc, pentru că au fost titluri pe care nu le-am prezentat deloc în România și au fost cu festivalul a fost o ocazie pentru a le prezenta. Da, ceea ce se va întâmpla și la această ediție da. de opera lui Stravinsky, înțeleg. Stravinsky, avem Zemlinski, avem Kongold, avem Shostakovich, Lady Macbeth, deci ne păstrăm aceeași dorință de a prezenta cât mai multe lucrări și opere nepre, neprezentate și neprezentabile în România, yeah. pentru că uh, Lady Macbeth și Shostakovich, nu știu dacă cineva mai, va mai putea să facă dată. da? Yeah. Uh, e un titlu greu, sunt soliști speciali care vin, uh, nu știu dacă poate cineva să-i adune să facă, sau uh, Korngold, uh, tot. De stat, cetatea ăsta, orașul mort. Deci sunt, sunt lucrări care în străinătate se, se montează, sunt lucrări de succes care n-au putut să fie prezentate la noi și nu știu dacă vor fi prezentate. Noi am fost nominalizați în 2019 de către Opera Magazin pentru cele mai multe lucrări de operă prezentate într-un festival. Am avut 15 lucruri prezentate atunci. Din păcate, nu s-a putut desfășura ceremonia de premiere anul trecut. A fost amânată pentru anul ăsta în, în mai. Și vedem acum ce va fi. Ne-ar ne bucura foarte tare să fie recunoscută această latură a festivalului de prezentare a operelor în concert. Aduceți-vă aminte cum a fost, că, ca să nu mergem numai la contemporane, Au fost uh, Don Giovanni, de exemplu, pe care l-au prezentat. Au uh, tetralogia, Wagnerian. Tetralogia. Cu, de fapt, atunci am început, uh, uh, să zic, Marea Aventură. Și asta îi se datorează lui Holender. Uh, are el alte bube, dar asta este a lui. E, e meritul lui, alături de numele festivalului care, pe care l-a dus, unde l-a dus, pentru că, sincer, am fost și noi șmecheri, am profitat de, de prezența lui ca director și după aceea președinte, ca să ridicăm festivalul. Acum profităm de ceilalți doi, am profitat de Iurovski și de Meta. Vedem de ce nu o să mai profite de anul 23 încolo. Am înțeles. Am înțeles. Ne apropiem ușor, ușor de finalul acestui dialog. Cred că ar trebui subliniat că ceea ce ați spus, aceste întâlniri care, din păcate, sau hai să primim farda plină a pahalului, din fericire... Uh, au caracter uh, de gvazi unicat. Uh, cum spuneați, un Korngold, o întâlnire cu creația lui Zemlinsky, uh, cred că sunt nume foarte, foarte puțin uh, cunoscute uh, la noi, deși, de exemplu, Korngold este super celebru dacă ne gândim că a făcut o carieră fulminantă la Hollywood ca exact. calitate de compozitor pentru coloanele uh, sonore ale filmelor uh, la care a colaborat. Toate uh, acest cumul de stimul și, aș spune, oportunități de care trebuie profitat. Trebuie profitat pentru că a doua oară nu se știe când. Ce n-am subliniat aici este ideea pe care a avut-o Iorovski de seria muzicii contemporane. La noi muzica contemporană este ca și în alte țări, este ce cenușerea sa tuturor. Însă, dacă prezinți o muzică de calitate, compozitori, numai compozitori în viață, asta este altă, altă condiția noastră. Compozitori care vin aici, care lucrează cu orchestrele, care lucrează cu soliștii care vin. Deci e o colaborare foarte interesantă pe care trebuie să o folosim, pentru că majoritatea compozitorilor pe care i-am adus, sau cântăreții care, sau, sau soliștii pe care i-am adus, ca și soliștii ai concertelor de muzică contemporană, sunt de mare valoare. Sunt uh, compozitori care uh, compun la cererea Filarmonicii din Berlin, Concert Gebau, Național a Franței, uh, ce să vă spun, uh, sunt, uh, sunt, uh, sunt mari nume care la noi nu sunt prezentați, pentru că la noi e problema drepturilor și n-au bani pentru drepturi, pentru că, în fine, e o altă politică de, de muzică contemporană pe care eu nu prea o înțeleg, dar, ok, asta este, nu e problema mea. Noi încercăm prin uh, această serie specială pe care o facem să atragem publicul în sală pentru muzică contemporană. Pentru că, așa cum zicea și Iorovski, este de datoria noastră a tuturor organizatori și, și uh, muzicieni să cânte muzica compozitorilor care trăiesc acum, așa cum era Bach cântat în perioada lui, sau Beethoven, sau cine era sau Mahler, sau cineva. Da? Haideți să-i cântăm și să-i recunoaștem pe cei care sunt acum recunoscuți pe alte scene. Merge foarte greu, pentru că românul încă mai are, deci dacă în străinătate mai e cum mai e, românul încă are această impresie că e muzica aia gălăgioasă, că nu înțelegi, că e cu piu-piu, cu pau-pau, cu nu știu ce, ceea ce nu este adevărat. Deci lucrările care au fost prezentate sunt, și îmi pare bine că au fost prezentate și au fost de acord orchestrele din provincie să le prezinte pentru că pentru ei a fost ceva special. Ei nu prea cântă genul ăsta de muzică, nu prea se întâlnesc cu muzica asta și cu dirijorii care dirigează asta. Și pentru ei a fost o nouă școală. Să vadă că se poate cânta și altceva, nu numai Mozart, Beethoven, Shostakovich și Mahler. Și trebuie spus, cred că aici, legat de tot ceea ce ați subliniat, două lucruri cel puțin. Se compune cu foarte multă substanță și sunt foarte multe capodopere și în secolul 20, nu mai spun, dar și acum, numai dacă ne gândim la niște compozitori ca Arvo Pers sau Steve Reich și așa exact. mai departe, Osvaldo Goliov, sunt mulți, Gubaidulina, nu, nu asta este problema. Deci, pe de-o parte există muzică extraordinară de ascultat, chiar și în șalonul muzicii contemporane, și pe de altă parte, trebuie spus că uh, acea percepție pe care ați evocat-o atât de plastic cu piu-piu, pam-pam, poate și miau-miau și ham-ham, exact. uh, ar trebui introdus, nu uh, este, uh, să spunem, uh, preponderentă, ci totul a explodat uh, într-o diversitate fenomenală uh, de mijloace de expresie și de, uh, cum să spun, o de dorință de manifestare există în acest moment atât, o piață atât de diversă în ceea ce privește muzica contemporană, încât acest aspect a fost depășit. Chiar trebuie spus să nu mai există o idee. Am avut o discuție cu un compozitor român care a zis, domne, ce vă aduci pe Penderețchi, ce o aduci pe Auerbach, ce? Nu, domne, muzica mea este cea mai bună. Și zic, doamne, asta e, asta e punctul tău de vedere. Dar datoria festivalului, datoria noastră ca organizatori, este de a prezenta cât se poate de mult din toată pleiada asta de compozitori și de genuri muzicale care sunt la această oră și pe care nu poți să le reduci numai la muzica ta pentru că tu ești cel mai bun. Ok, foarte bine. Până la urmă, nu sunt eu cel care hotărăsc, ci este publicul cel care hotărăște. Eu îi pun pe masă și el zice, doamne, vreau două felii din asta, vreau una din aia, vreau una din aia. Asta este. Nu pot să, să, să impun. Eu doar prezint. Mai avem doar două minute și aș vrea totuși să vă pun ultima întrebare. La, la această conferință de presă de pe 9 martie s-a vorbit și de un schimb în ceea, de, în ceea ce privește conducerea acestui festival. puteți să Urmează! Spune, da, puteți să ne spuneți două lucruri legate și. Nu, deocamdată nu știu. Nu e. Nu, nu, e stabilit încă nimic. Este o decizie, nu, este o decizie a Ministerului Culturii și dânsii și vor hotărâ ce și cum tot. Da. Eu intru pe o anumită vârstă care... Așa după cum vă văd, vârsta e doar un număr și avem nevoie de optimism. Și de oamenii... Pot să-l asigur, să asigur și altfel, nu neapărat semnând documente. Pe mine, pe mine chestia asta cu documentele mă, 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 mă nebunește pentru că uh, anul ăsta într-adevăr a fost anul cel mai bun din punctul nostru de vedere. Pentru că domnul ministru nu știu ce a făcut, cum l-a convins pe primul ministru, nu a fost, am primit bani exact pe care i-am dorit. Este prima dată în 20 de ani când se întâmplă acest lucru. De fiecare dată, ba lipsea un milion, bani au lipsit 10 milioane, bani au lipsit 7 milioane. Ei, de data asta am cerut atât, am, am primit atât. Am înțeles. Dar ce... până acum să stai de fiecare dată și să discuți cu un nou ministru și să-i explici, măi, ăsta e festivalul, uite cum arată, uite ce impact internațional, ăștia sunt bani, sunt mulți, adevărat, dar uite-te ce iese din banii ăștia, uite-te ce impact internațional are. Ajunge. 30 de ani ajunge. Am înțeles. Domnule Constantinescu, din păcate aici trebuie să punem capăt dialogului nostru. Să urăm festivalului Ienescu la această ediție aniversară viață lungă în continuare și să sperăm că o să vă avem alături cu optimismul de care dați dovadă și în continuare. Vă Cum a zis Baran Boim la un concert pe 2013 când a deschis, a zis, festivalul pe veci. El astăzi ah, a... exact și a zis festivalul povești. <laughs> Extraordinară urare, păi să păstrăm <laughs> exact. această urare lui Barenboi. Vă mulțumesc încă o dată tuturor ce care ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt. Vă mulțumesc și vă rămâneți pe RFI.